Republica Moldova va fi prima țară din parteneriatul estic care se va alătura programului de competitivitate pentru întreprinderile mici și mijlocii al Comisiei Europene. Un acord în acest sens a fost semnat la Bruxelles între Comisarul European pentru Industrie și Antreprenoriat, Ferdinando Nelly Ferocci, și șeful misiunii diplomatice moldovenești pe lângă Uniunea Europeană, Eugen Caras. Unul dintre scopurile principale în acest sens a fost de a lichida barierele comerciale cu țările din apropiere. COSME beneficiază de un buget total de 2,3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Este un instrument de finanțare care promovează spiritul antreprenorial, îmbunătățește accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și crește competitivitatea acestora. Se preconizează că programul va sprijini anual 39.000 de întreprinderi și va lansa 900 de noi produse, servicii sau procese în materie de afaceri.